Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Ca să cităm dintr-un ilustru vizitator pe canalul nostru de YouTube, uh, George. Mai fă te rog review-uri și la ghegeturi accesibile, cei cu toate scumpeturile alea. Iată pentru tine avem astăzi un televizor foarte accesibil și este deștept fără să fie smart. Dacă ești pregătit, iată un LG 32LH530V. Fiate domagie. Și gata, l-am scos din cutie. A fost mai ușor așa dar am păstrat pentru plăcerea vizionării. Știi că vrei și tu una, nu? Vrei și tu una? Apropo, dacă vă uitați cei de acasă, nu mai lăsați pe televizoare chestiile astea. Cu toate astea, dacă tu uiți pe etichetă, o să vezi o treabă deșteaptă. Este un A+, adică consumă 28 de W. Adică undeva de vreo 30 de ori mai puțin decât consumă luminile noastre echivalentul unui bec normal din ala economic. Bun, hai să trecem mai departe. Care treaba cu televizorul ăsta și ce caută la noi în studio? Păi am vrut să vă arăt o soluție pentru camera copilului. Dacă vrei să-i adaugi un televizor și să-mi dai bata la cap să se uite la desene în timp ce tu vrei să vezi meciul sau serialul, ai putea să iei în considerare un astfel de Smart TV fără internet. Este un televizor Full HD cu tehnologie LED, care se vede bine, are în spate un triple de engine, nu se intereseze foarte tare, care este în stare să ruleze filme de pe stick sau să se conecteze la operatorul tău, să zicem, care îți oferă cablu. Dincolo de chestia asta are câteva aturi, dar vorbim despre ele după ce trecem un pic prin conectică. Este fabulos de puțin conectat. Spuneam că nu are internet, dar dacă ești părinte ca mine, o să te gândești foarte serios la cât internet îi dai acces copilului tău, dar... Nu avem conectori ăștia de internet de care îți spuneam, însă pe spate o să regăsești doi conectori HDMI, avem slotul pentru cardul de la operator PCMCIA, niciodată nu știu cum se spune, PCMCIA, avem apoi coaxial, linie de la satelit, intrări și ieșire audio, Euroscart. Pe cel mai tare mă interesează pe mine cele două HDMI-uri. Dacă vrei neapărat să-l faci smart, o investiție deșteaptă poate fi un Chromecast. Noi am instalat unul, costă vreo 30 de dolari și dintr-o dată ai acces la o multitudine de aplicații, dacă asta dorești. Însă, televizorul aici de față este, vă spuneam, gândit pentru camera copilului și o să vă arăt imediat de ce. E bun pentru camera copilului, nu neapărat doar datorită diagonalei. Să știți că diagonalele mari nu mai fac rău la ochi, mai ales atunci când e vorba de tehnologie LED. Are boxe stereo și e ușurel. E o chestie din plastic, destul de bine făcut, un design metalic, dar destul de solid și dacă o să cadă, nu o să doare inima prea tare. Sau dacă cei mici o să dea în el, iarăși, Sper să nu te doară buzunarul prătare. Însă, la 1000 de lei nu poți să ceri exagerat de multe, dar mai bine hai să ne uităm la interfața de utilizare, pentru că acolo este secretul. Atunci când o să-l cumperi, o să vină în cutie, pe lângă televizor și cordonul de alimentare, o telecomandă standard, relativ standard. Uh, îți recomandăm să mai dai banii pe un uh, LG uh, Remote de genul ăsta care arată ca un joystick și costă vreo 99 de lei. Și împreună cu acest joystick, televizorul devine o mini-consolă de jocuri, dar nu orice fel de jocuri, jocuri pe care tu le alegi. Hai să vedem. Să intrăm în meniu. Și odată ce l-am deschis, o să ziceți, stai puțin, păi ăsta e UEBOS. Cel puțin ca design, seamănă cu UEBOS 2.0 și 3.0. Uh, și îmi place. Pentru că e ușor de recunoscut, dacă ai mai văzut până acum un LG de generație mai nouă, de 2-3 ani, este relativ similar. Însă nu o să regăsești aici interfața de Smart TV pentru că, vă spuneam, nu e conectat la internet. Dar, hai să o luăm la rând, inputs, de aici vei controla intrările, vă spuneam că avem antena, HDMI și așa mai departe, dar putem foarte bine să alegem de aici Quick Settings. La Quick Settings o să găsești lucrurile cele mai importante și aici avem așa, felul în care se arate. 16 pe 9 îl poți lăsa așa. Rotim de rotiță cum se fie calitatea imaginii. Suntem pe standard. Poți să o dai pe Vivid sau pe Eco. Îți recomandăm să o lași pe standard pentru că este și economic, dar se vede destul de ok. Dacă te duci, spre exemplu, și hai să ne jucăm cu chestia asta, dacă ne ducem în Eco, o să coboare și mai mult luminozitate. Este valabil dacă ai de gând să-ți lași copilul seara în fața televizorului, însă coboară poate prea mult. Pe cinema se îngălbenește ușor, e bun dacă pui filme și faci o vizionare să cea mai plăcută, mai ales noaptea, pe sportul ca să fie foarte activ, în cazul în care ajungi tu să te uiți pe televizorul copilului, apoi pentru jocuri să răspundă mai repede și ai niște setări suplimentare sub formă de expert dacă ai de gând să îți bagi degetele acolo. Mai departe, setările de sunet, moduri pentru muzică sau pentru voce și are un sistem de Clear Voice care va îmbunătăți vocile dacă se uită spre exemplu la filmulețe sau jocuri cu voce. Ce mai place mie este că, pe lângă asta, hai să ne întoarcem în meniu principal, în mai Media și Recordings, o să găsesc înregistrările pe care le fac pe stick de pe cablu, dacă ai de gând să faci lucrul ăsta. Dacă sunt anumite seriale, episoade sau nu știu ce lucru pe care tu vrei să le înregistrezi, le poți adăuga acolo și o să le revezi atunci când revii acasă. Dacă la mic are un serial sau un film sau un desen animat preferat, îl poate recupera după ce a venit de la școală sau de la grădini. să învățăm de mici, să urmărească serialele și emisiunile preferate. nu așa? Sau nu? Schedule dacă vrei să programezi înregistrările și My Games. Dincolo de mai Games, și o să venim imediat la ele, mai este o secțiune de settings. Aici poți să faci toate setările, că mai devreme ele au alea rapide. Iar aici ce m-a interesat, dincolo de calitatea imaginii, sunet, programe și general, am ceva legat de safety. Pentru părinți este foarte important să încuie televizorul de amicii, dacă nu au fost cuminți, sau dacă sunt, pur și simplu sunt pedepsiți. Da? Și atunci, dacă intrăm aici la safety, dau OK și trebuie să bag o parolă și trebuie să mă uit în manual care este parola inițială, după care pot să setezi o nouă parolă și apoi să încui sistemul. Și nu va mai putea fi deschis decât cu parola. Așadar, la micu e pedepsit cât timp e pedepsit și doar tu hotărăști lucrul ăsta. Dar nu, nu vreau decât să-ți aduc aminte că pedepsele se măsura unui părinte care nu se descurcă altfel. Am zis-o. Bun, să revenim la ce ne interesează. Am zis că ne vom juca de adevăratele. Și o să intrăm în My Games. Spuneam că este un televizor gândit pentru camera copilului, mai ales pentru acest meniu numit My Games. Vin preinstalate, noi am găsit trei jocuri, însă poți să adaugi jocuri suplimentare de pe site-ul LG. Introduci uh, numele televizorului, faci o căutare acolo, descarci jocuri pe stick și le adaugi pe un stick USB. Așa tu controlezi ce jocuri sunt pe televizor și ce jocuri noi intră pe televizor. Și unele dintre ele sunt destul de addictive, creează dependență. Mai devreme m-am jucat Soccer Punch. Este aluzie la Sucker Punch, care în engleză înseamnă pumnul pe care îl dă un laș. E genul de pumn pe care îl iei ori sub barbă, în... sub centură. Și s-a revenit totuși la joc. Pentru a intra în zona de jocuri, pot să folosesc din nou telecomanda, însă am să mă joc cu acest gamepad. Pe care controlez destul de ușor, stânga, dreapta, sus, jos, dau ok de aici, dar o pot folosi de asemenea și pentru a schimba canalele sau pentru a controla volumul, pentru a trece de pe o sursă pe cealaltă, așadar este relativ similar, doar care nu, nu, are numere pe el. Bun, Sucker Punch. Hai să ne jucăm Sucker Punch. Am început ceva mai, devreme. Și aici poți să joci jucător împotriva televizorului, jucător împotriva altui jucător, se joacă pe rând, dar am să joc împotriva televizorului. Dar trebuie să vă dau sunetul, pentru că este demențial. Aștept să-mi pun sonerie cu melodia asta. Bun, am la dispoziție patru jucători, roșu are patru jucători și trebuie să-mi selectez cu cine încep. De pe uh, joystick selectez ca uh, voi juca cu mijlocașul ăsta. Uh, îl selectez și acum trebuie să selectez cât de tare va da cu șutul și direcția. Dau stânga dreapta pentru tărie, bara galbenă să umple și apoi sus jos pentru direcție. Și o să trag atât de tare încât sper să-i bag pe toți ceilalți în poartă, sper să-mi și reușească. Avantajul este că nu poți să dai auturi sau cornere pentru că mingea pleacă din colț și se lovește ca la biliard. Acum adversarul meu a, da a dat și el. Destul de slabă lovitura. Și... Hai. Măcar dacă aș putea să bag gol cu adversarii, să-i bag în poartă cu totul. Vai, dar prost mi-a joacă asta. Hai să încercăm să jucăm de mai bine. Am scos mingea de la colț. Hai. Hai că se poate. Cât, la cât fotbal mai urmăresc eu zilele astea, rămâne între noi, nu prea mult la fotbal, uh, nu știu numele jucătorilor. Am zis că este un jucător în echipa națională care trage mult peste poartă. Cred că aș avea nevoie de el acum să tragă tare mingea asta. Seamănă destul de mult cu biliardul, nu așa? Cât timp mai aveți să ne uităm la review-ul ăsta împreună? Eu sunt cu albastru. Cum fac? Ei. Bun. Și mai avem cel puțin alte două jocuri. Mă atrage acest Tiny Tanks. Seamănă pe cu Worms. Haideți să trag în el, nu? Wow, ce bun sunt! Mă atrage el, nu? You missed! Am rachetă. Boom! Acum, eu am un copil de 4 ani acasă, se joacă destul de mult pe tabletă, sau și mă gândesc de ce i-aș lua unui copil un televizor în loc de o tabletă în cameră și sunt câteva lucruri care mă interesează. În primul rând, aș vrea să-mi recuperez sufrageria. Televizorul mare din casă este ocupat de cele mai multe ori cu canalele de televiziune cu desene animate. Ăsta este suficient cât să deservească cu desene animate pe ăla micu și în momentele în care are nevoie de un pic de joacă, o poate face tot pe televizor dacă nu vrei să dea o tabletă pe care să facă mult, mult mai multe lucruri. Este un mod în care tu ai controlul asupra ceea ce vede, asupra jocurilor pe care le joacă evident acolo și ai putea chiar să te joci cu el lucru puțin valabil pe tabletă. Nu știu, mi se pare o idee interesantă. Pentru un televizor de 32 de inch, Full HD, cu o tehnologie destul de tânără la bord, cred vă că e o abordare interesantă și, încă o dată, dacă vrei neapărat să-l faci smart, îmi mai poți adăuga pe HDMI un Chromecast. Cam atât despre acest LG 32 LH530V. Așteptăm impresiile tale despre el și spunem dacă mai ai tu o altă idee, un alt scenariu de utilizare în afară de camera copilului. Sunt tare curios unde ai să-l folosești pe barcă, pe bicicletă, într-un tank, pe munte, cu baterii, 28 de W. Chiar am putea să facem un, experiment. Oare merge cu baterie externă? La 28 de W merge, nu? 28 de W.